decorat. Un oameni se nasc cu un instinct predominant, cu o vocație sau numai cu o dorință trează de când au început să vorbească, să gândească. Domnul Sacremont n-avea din copilărie decât o dorință în inima lui, să fie decorat. De când era încă mic, purta o cruce a legiunii de onoare de tinichea, așa cum alți copii poartă un chipiu și pe stradă o ținea de mână pe maică sa cu mândrie, bombându-și pieptul mic împodobit cu panglica roșie și cu steaua de metal. După ce făcu studiile slăbuțe, căzu la bacalaureat și, neștiind ce să mai facă, se însură cu o fată frumoasă pentru că era bogată. Trăiră la Paris așa cum trăiesc burghezii cu bani, făcând vizite în cercul lor fără să se amestece cu restul lumii. Erau mândri de cunoștința unui deputat care putea să devină ministru și că erau prieteni cu doi comandanți de divizie. Dar gândul care îi intrase în cap domnului Sacremont, încă din primele zile ale vieții sale, nu-l slăbea. Și omul sufera fără încetare că n-avea dreptul să-și atârne pe redingotă o panglicuță colorată. Oamenii decorați pe care îi întâlnea pe bulevard îi răneau inima, îi privea pieziși cu o gelozie desperată. Câteodată, în lungile după amieze, în care n-avea ce face, începea să-i numere. Își spunea, să vedem cât am să întâlnesc de la Madeleine până în strada Drouot. Înaintea încet, cercetând hainele cu ochiului obișnuit să deosebească de departe semnul mic roșu, când ajungea la capătul plimbării, se mira totdeauna de cifră. 8 ofițeri și 17 cavaleri. Cât sunt? Ce stupid lucru să risipească crucile așa! Ia să văd dacă am să întâlnesc tot atâția la întoarcere. Se întorcea încet, amărât când mulțimea grăbită a trecătorilor îi împiedica cercetările, îl făcea să scape vreunul. Cunoștea cartierele în care se întâlneau cele mai multe decorații. Abundau la Palais Royal și pe Rue de la Paix erau mai multe decât pe Avenue de l'Opéra. Partea dreaptă a bulevardului era mai frecventată de decorații decât stânga. Se părea că preferă și anumite cafenele, anumite teatre. De câte ori domnul Sacremont zărea un grup de domni bătrâni cu părul alb ce stăteau în mijlocul trotuarului, stingerind circulația, își spunea: uite, ofițer ai legiunii de onoare! Și venea să-i salute. Băgase de seama adesea că ofițerii au altă ținută decât simpli cavaleri. Își țin altfel capul. Se simțea că se bucură oficial de o considerație mai înaltă, de o mai mare importanță. Alteori, domnul Sacremont era cuprins de furie, de revoltă împotriva tuturor oamenilor decorați și simțea o ură de socialist față de ei. Atunci, întors acasă, îndârjit de întâlnirea atâtor cruci, așa cum e un biet flămând după ce a trecut prin fața unor mari băcănii, declara că o să scape de guvernul ăsta păcătos și atunci o să se vadă. Nevastă sa uimită îl întreba: ce ai astăzi? El răspundea: sunt revoltat de nedreptățile care văd că se fac pretutindeni. Ah, ce dreptate aveau comunarzii! Dar după masă ieșea iar și se ducea să se uite la prevăliile de decorații. Cerceta toate aceste embleme de forme diferite, de culori diferite. Ar fi vrut să le aibă pe toate și să pășească grav în capul unui cortegiu, strălucitor ca o stea, cu pieptul sclipitor, vărgat de insigne aliniate una lângă alta, cât era el de lat, cu jobenul sub braț, în mijlocul unei ceremonii publice, într-o sală uriașă plină de o mulțime uluită, printre șoapte de admirație, printr-un freamăt respectuos. Dar, vai, n-avea drept la nicio decorație, își spuse. Legiunea de onoare e într-adevăr greu de obținut de către un om care n-are nicio funcție publică. Dacă aș încerca să fiu premiat al Academiei... Dar nu știa ce trebuie să facă. Ei vorbi într-o zi despre asta nevestisi care rămase uimită. Premiat al Academiei? Ce-ai făcut pentru asta? El se înfurie. Nu pricep ce vreau să-ți spun. Tocmai asta caut și eu. Ce trebuie să fac? Câteodată ești stupidă. Femeia zâmbi. Foarte bine, ai dreptate. Dar eu nu mă pricep. Sacremont a avut o idee. Dacă ai vorbit tu cu deputatul Roslin... El ar putea să-mi dea un sfat minunat. Înțelegi și tu că eu nu îndrăznesc să-i vorbesc direct de chestia asta. E un lucru destul de delicat, destul de greu. Pe când dacă vine de la tine, lucrul pare firesc. Doamna Sacremont făcu ce-i se ceruse. Domnul Roslin îi făgădui să vorbească cu ministrul. Atunci Sacremont începu să-l sâcâie. Deputatul îi răspunse la urma urmelor că trebuia să facă o cerere în care să-și enumere titlurile. Titlurile? Vezi că el nu era nici măcar bacalaureat. Totuși se puse pe lucru și începu să scrie o broșură despre dreptul poporului la învățământ. N-o putu isprăvi din lipsă de idei.
căută subiecte mai ușoare și atacă pe rând câteva. Mai întâi, instrucțiunea copiilor prin văz. Voia să se facă în cartierele sărace niște teatre gratuite pentru copiii mici. Părinții aveau să-i conducă la aceste teatre de la vârsta cea mai fragedă și acolo aveau să primească, prin mijlocirea unei lanterne magice, noțiunea asupra tuturor cunoștințelor omenești. Trebuiau să fie adevărate cursuri. Văzul va instrui creierul și imaginile vor rămâne în memorie făcând știința vizibilă, ca să spunem așa. Ce era mai simplu decât să predai în felul acesta istoria universală, geografia, științele naturale, botanica, zoologia, anatomia, etc., etc.? Tipări memoriul acesta și trimise câte un exemplar fiecărui deputat, 10 fiecărui ministru, 50 președintelui Republicii, 10 fiecărui ziar parizian și câte 5 ziarelor din provincie. Apoi se ocupă de problema bibliotecilor volante, propunând ca statul să trimită pe străzi cărucioare pline de cărți, asemănătoare cu cărucioarele negustorilor de portocale. Fiecare locuitor trebuia să aibă dreptul la 10 volume pe lună, cu împrumut, plătind 5 bani abonamentul. Poporul, spunea domnul Sacremont, nu se ostenește decât pentru plăceri. De vreme ce nu se duce el singur către învățătură, trebuie ca învățătura să vină la el, etc. În jurul încercărilor lui nu se iscă niciun zgomot. Totuși el își făcu cererea. I se răspunse că se luase notă, că se făceau cercetări. Se crezu sigur de succes. Așteptă. Nu se întâmplă nimic. Atunci se hotărâ să facă el însuși demersuri. Ceru o audiență ministrului instrucțiunii publice și fu primit de un șef de cabinet foarte tânăr și grav de pe acum, solemn chiar, care se juca ca pe un pian, pe o serie de butoni albi, ca să-și cheme ușierii și oamenii de serviciu, ca și funcționarii subalterni. El îi spuse solicitatorului că problema care îl interesa era pe drumul cel bun și îl sfătui să-și continue lucrările remarcabile. Domnul Sacremont se puse iar pe lucru. Domnul Roslin, deputatul, părea că se interesează foarte mult acum de succesul lui și îi dădea chiar o mulțime de sfaturi practice minunate. De altfel și el era decorat, fără să se știe pentru ce pricini meritase această distincțiune. Deputatul îi indică lui Sacremont ce studii noi să întreprindă. Îl prezentă în societățile savante care se ocupau de anumite puncte deosebit de întunecate ale științei, în scopul de a-l face să ajungă să primească distincția. Îl sprijini chiar la minister. Într-o zi, când veni la masă la prietenul său, de câteva luni mânca des la el, îi spuse încet, strângându-i mâna: Am obținut pentru dumneata o mare favoare. Comitetul lucrărilor istorice te însărcinează cu o misiune. E vorba de niște cercetări ce trebuie făcute în diferite biblioteci din Franța. Sacremont, gata să leșine, nu mai putu nici să mănânce, nici să bea. Plecă peste 8 zile. Mergea din oraș în oraș, cerceta catalogele, răscolea poduri pline de hârțoaje prăfuite, bântuit de patima bibliotecarilor. Într-o seară, pe când se afla la Rouen, vrut să se ducă să-și îmbrățișeze nevasta pe care nu mai văzuse de o săptămână. Luă trenul de ora 9, care ajungea la Paris la miezul nopții. Avea cheia la el. Intră fără zgomot, tremurând de bucurie, fericit că îi face surpriza asta. Ea se încuiase. Ce păcat! Atunci îi strigă prin ușă: Jean, sunt eu! Femeii trebuie să-i fi fost foarte frică, pentru că o auzi sărind din pat și vorbind singură ca în vis. Apoi alergă la cabinetul de toaletă, îl deschise, îl închise la loc, străbătu în fugă de câteva ori cu picioarele goale odaia, lovindu-se de mobilele a căror sticlărie zângănea. Apoi în sfârșit întrebă: Tu ești Alexandre? El răspunse: Da, eu sunt. Hai, deschide! Ușa se deschise și nevasta sa se aruncă la pieptul lui îngăimând: Ah, ce spaimă! Ce surpriză! Ce bucurie! El începu să se dezbrace metodic, așa cum le făcea pe toate. Își luă de pe scaun pardesiul pe care de obicei îl agăța în vestibul și rămase încremenit. Avea la butonieră o panglică roșie. Îngână: Pardesiul ăsta e decorat! Nevasta sa se repezi la el dintr-o săritură și îi smulse haina din mâini. Nu, te înșeli! Dă-l încoace! El însă îl ținea de o mânecă. Nu-i dădea drumul și repeta înnebunit: Cum? De ce? Nu-i al meu? De vreme ce poate legiunea de onoare. Ea se trudea să-i smulgă, desperată, îngăimând: Stai, dă-mi-l, nu pot să-ți spun. E un secret, stai. Dar el se supără, se îngălbeni: Vreau să știu cum a ajuns pardesiul ăsta aici. Nu-i al meu.
Atunci ea îi strigă în obraz. Ba da, taci, jură-mi, ascultă-mă, ești decorat. Sacrement fu atât de zguduit de emoție, încât dădu drumul pardesiului și se prăbuși într-un fotoliu. Sunt... Ai spus că sunt decorat? Da, e un secret. E un mare secret. Ea închise într-un dulap veșmântul glorios și se întoarse către bărbatul său, palidă și tremurândă. Da, ți-am făcut un pardesiu nou, dar jurasem să nu-ți spun nimic. Nu va fi oficial decât peste o lună sau 6 săptămâni. Trebuie întâi să-ți închei misiunea. Trebuia să afli când te-ai fi întors. Domnul Roslin a obținut-o pentru tine. Sacrement stins în gână. Roslin? Decorat? M-a decorat el pe mine? Ah! Trebuie să bea un pahar cu apă. O hârtiuță albă căzută din buzunarul pardesiului zăcea pe podea. Sacrement o ridică. Era o carte de vizită. Citi. Roslin, deputat. Vezi și tu, zise nevasta. El începu să plângă de bucurie. Peste o săptămână, ziarul oficialul anunță că domnul Sacrement fusese numit cavaler al regiunii de onoare pentru servicii excepționale.